Bene, dai, dai. Yeah. To be honest, it's really well marked, so it wasn't too bad, but Gray must have got a little lost on one place. He just came out when I was coming, so you know, it worked out perfect for me. Now I'm going to try and see if we can close the gap on Paul, because he's like 6 minutes ahead, I think, so you know, it's easy to do if he makes a little mistake. So I guess you did a nice job on the... Okay. I caught Gray this morning. I think he went the wrong way, and then Paul was riding really well. We didn't catch him till this afternoon, I couldn't get away from him. So he rode awesome, to be fair to him. And you know, like, that's what I wanted to do. I wanted to try and catch him and just follow. So that's what I did. And you know, I come on with first. I'm happy. Came up the hill that he was coming down. I knew I should have snuck out the way. After the service, I was riding pretty well up the first river, and then when I got to that Congo River, I still think I had like a similar gap to what I started with, and then I just fell off three times, like three big old deadlifts to the bike. Grim! Hurry up! Yeah, Johnny and myself were at the break together, so we caught some good time on Paul, so we were going at a good pace, and then just towards the end I made a mistake and they got in front, and it was really dusty, so I backed off, and then just lost a bit on this last stretch, which wasn't good, but I was riding okay. Yeah, happy with it. Ich habe einige Fehler gemacht, ein paar Abbilds habe ich vergeigt und habe ziemlich viel Zeit verloren. Einmal bin ich in den falschen Gully runtergefahren, habe es einfach übersehen und wieder zurück, hat auch einige Zeit gekostet. Second part of the day, yeah, was a little bit bad. I missed one line, I took a gully and there I lost a lot of time. Sekzione a fost lungă, am avut unele probleme, a trebuit să ne ajutăm cu alți piloți în două locuri ca să putem să trecem. Am un mușcam tare, dar
astăzi o să-l schimb și mâine o să încerc să recuperez timpul pierdut, care l-am pierdut azi, dar m-am simțit bine. Puțin cam grea prima zi, dar o simt bine și merg mai ocupat. Motocicleta e ok și eu sunt ok. Mi-a plăcut. A fost o zi pentru noi relativ ușoară, noi ne antrenăm la asta la greu. Din păcate, în fața noastră, calificați din prolog mult mai bine, au fost foarte mulți silver mai puțin pregătiți. S-au tras la șufă în multe locuri, am stat după ei, nu s-a putut depăși pe cea mai grea buclă, unde noi am recuperat cel mai mult. Am și depășit 3 echipe de silver. Mai mult nu am putut face. Sunt foarte dezamăgit de câteva porțiuni din traseu, care au fost niște coborâri la care cu siguranță numai în șufă au coborât și cei de la Pro. Cred că acolo s-a pierdut cel mai mult timp, pentru că am stat câte jumătate de oră, 40 de minute și ne-am uitat la alți oameni cu un coboar. Noi nu am făcut nimic, ne-am făcut prieteni, am schimbat numere de telefon cu străini, am schimbat ciocolățele, numai enduro n-am făcut. Practic pe GPS, jumătate din timpul petrecut astăzi pe traseu, l-am petrecut stând. Poate vina ploii, poate a organizatorilor, poate a noastră că ne-am calificat prea în spate, dar una peste alta am pierdut foarte mult timp. Am ajuns la service point și după n-am reușit să mai intrăm în time park. Sper să fie mai puțin trafic, cunosc ziua de mâine, sunt al 6-lea la Romaniacs. Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu intru în time bar, este prima oară. Nici nu știu cum să cataloghez treaba asta. Poate vom fi mai rapizi mâine și depășim mai repede oameni care ar putea face dop. Totuși sper să fie locuri unde se poate depăși. Astăzi, timp de 50 de kilometri, nu am putut depăși pe nimeni. Îi vedeam, era mult mai rapid decât ei, dar nu aveai pe unde, pentru că totul era pe o potecuță îngustă. Tehnic vorbind, sunt un pic dezamăgit. Per total, e prima mea zi de vacanță, se încheie pe motor, ceea ce e cel mai frumos lucru din lume. Zile pentru zilele care vor urma. Totul a depus cum trebuie, așa terminam înțeles foarte bine și e ok. A fost destul de stresant că mă tot gândeam și mi-ar fi ca să nu pățească ceva, dar a fost ok. Mă aștept la o zi mult mai grea de enduro și speram să terminăm cu bine și mâine.
A fost lung, frumos, viteză, a fost ok, o zi bună de început. Probabil că nu o să rămână și celelalte trei tot așa, mă gândesc eu după cum ești pe mare. Ne pregătește acela. Aba, cu Romeo e unic, poți să te accepte la tot, la bine și la rău. Astăzi a fost ok, am mers foarte bine împreună. Adevărat că înainte eram la expert, acum când am văzut nivel și antrenament care am făcut, am coborât la hobby și e un pic de o diferență, că mai repede. Noi preferăm când e mai un pic mai greu, dar a fost ok. De prima zi a fost ok. Mâine o să fie altfel, sigur.